Fratele Florin, în seara aceasta, ne va ajuta ca să translăm, să fie și înțelesul, pe înțelesul tinerilor care vorbesc limba engleză, dar am vrut ca să cuprindem, să înțeleagă și cei care sunt noi veniți aici între noi. Domnul să-i binecuvinteze. May the Lord be blessed tonight. Am vrea ca să dăm respect și să citim un cuvânt din Cartea Sfântă, din Epistola Sobornicească a lui Iacov. We will give respect to the Word of God and we will read from the Jacob. From James chapter 1, de la versetul 5 from verse 5 până la versetul 8 down to 8. Apoi vom citi de la Iacov capitolul 3, versetul de la 15 la 18. Then we will read back from chapter 3 James. O să citesc numai în limba română și voi, cei care urmăriți în limba engleză, ca să avem, să avem timpul suficient pentru vorbirea din Cuvântul Domnului. We will read the verses in Romanian and we will post verses up there in English for everybody to read. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Apoi, citim aici, cum am spus, din capitolul 3, versetul de la versetul 13 la 18. James 3, chapter 3, from 13 to 18. Cuvântul Domnului spune în felul următor aici. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească, căci acolo unde este pismă și duh de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplicat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Amin. Mulțumesc. Reocupați locurile. Amen. Everybody may be seated. Frați și surori, este o seară binecuvântată. Brothers and sisters, it's a blessed night tonight to be here present. Ca să putem să avem această oportunitate de a vorbi din Cuvântul Domnului. For us to partake in the Word of God tonight. Ca să dăm prioritate tinerilor acestora ca să vorbească din Cuvântul Scripturii. For us to give an opportunity to the youth to speak of the Word of God. Și să crească și ei în cuvântul acesta al adevărului. And for them to grow spiritually in their hearts. Timpul este foarte înaintat. The time is past and it's short. În seara aceasta vrem ca să avem un mesaj care va cuprinde generația tânără și generația de vârsta a treia, toate categoriile de generație. Tonight we will have a message that will blend the youth and elders wisdom levels. Mesajul dintre această seară, cred că v-ați dat seama despre în ce ramură va lua. We will talk about wisdom tonight. Vom vorbi în seara aceasta despre înțelepciune. About categories of wisdom that applies to the Christian. Dar vreau ca să mă axez în seara aceasta să vorbim despre înțelepciunea care te poate feri de cădere, drag tânăr. And we will talk tonight about kinds of wisdoms that can protect you from falling down as a Christian on your path with God. Pentru că înțelepciunea aceasta care ne naștem cu ea, pământească, firească, because the kind of wisdom that we are born with, this earthly wisdom, societatea din afară, școala și publicul ne învață mult despre ea. The public and schools and universities talk a lot about this wisdom.
Ceea ce lipsește în lumea aceasta la ora actuală. But what is truly missing in the world today. Ceea ce lipsește de multe ori chiar și în biserică. Fiți atenți aici. What is truly missing today even in the church. Este înțelepciunea aceea dumnezeiască, fraților. It's the pure wisdom that comes from up in heavens from God. De aceea am spus că nu este numai pentru ei, pentru tinerii aceștia. That's why we don't want to refer only to the youth tonight in our message. Dar este pentru noi, pentru cei cu perii cărunți deja de ani de zile pe calea pocăinței. But it's for all of us, including the elders and the people that grew old. Ceva duminici, două duminici urmă, vorbeam despre credință. A few Sundays ago we spoke about faith in God. Vorbeam despre credință slabă, credință mică și credință mare. We had a few messages about weak faith and a faith that it's on the middle class and then what it means to be strong in faith with God. Apoi frații au venit cu vorbirea și au spus despre credința fără faptă este moartă. And then we had a message in which we spoke about having faith without practice, which is dead. Apoi, fratele Ionel, duminică dimineață, vorbea despre credința fără dragoste, fără iubire. Nu are nicio valoare, fraților. And then we had another message about faith without love, which is also dead, without fruit. În care în seara aceasta, înțelepciunea, credința fără înțelepciune duhovnicească. So tonight we will have a message about wisdom. Nu are nicio mireasmă plăcută în viața creștinului, fraților. Wisdom that doesn't come from God, doesn't produce good fruits in the walk with God. Și ne mirăm că atâția au căzut de la calea Domnului. And it's one of the primary reasons why so many fell from the walk with God. Și au fost oameni deștepți, înțelepți, pricepuți. And they were smart people, people who had big names in the world. Dar durerea mare este pentru că le-a lipsit înțelepciunea aceasta duhovnicească. But the greatest problem for them was that they lacked the wisdom that came from God. Din moment când lipsește înțelepciunea dumnezeiască duhovnicească, when that happens in the person of a Christian, diavolul are autoritate și influență în viața ta, dragul meu. The devil begins to have authority and influence in your life as a Christian. Și bunele maniere ale pocăinței, virtuții aceia care aduc nașterea din nou, dispar. And everything that's built good in your life as a Christian starts to dissipate. Și aceasta nu îi axează numai pe ei, pe tinerii aceștia. And this is not happening only to the youth in the church. Cine vizează pe noi, fraților, cu perii cărunți de aici, de pe scaunele acestea. But it's also a warning for each and every one of us here tonight. Pentru că înțelepciunea este sub perii cărunți acolo. Because wisdom comes with experience in your walk with God. Dar dacă sunt numai perii cărunți și nu este înțelepciune, but even if you're an elder, but you're still lacking spiritual wisdom from God. Este altceva, iertați-mi expresia, este nebunie acolo. There could be something else in there, and it's selfishness and craziness, in other words. Nu spun lucrul acesta, eu l-a spus singur Iacov în seara aceasta aici între noi. And we don't say this ourselves tonight, but it's the word of God in the Bible. Cuvântul spune aici, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, the word in the Bible says that if anybody is lacking wisdom, ne dă permisiune cuvântul acesta să o cerem, fraților, mai este o șansă încă. The word of God gives us permission for us to pray and ask for the wisdom that comes from God. Dar să o cerem cu credință, așa ne spune cuvântul acesta aici în Iacov. And the word of God teaches us to ask for this faithfully in our prayer. Cine trebuie să o ceară? Ei care n-au primit-o încă sau noi cei care am avut-o și am pierdut-o, fraților? The question tonight is who should ask for this kind of wisdom that comes from God? Is it the youth only or is it applied to everybody here present? Aș vrea ca Duhul Sfânt să cerceteze inima noastră fiecăruia. We would pray that the Holy Spirit will touch everybody's heart tonight. Și cuvântul Evangheliei să se atingă de inima ta și de înțelepciunea ta în seara aceasta. And may the word of God touch everybody's intellectual and wisdom tonight. Aș vrea ca să vorbesc aici, să spunem ce este înțelepciunea aceasta mai întâi, să facem diferențierea.
Tonight we will speak about a few categories in which wisdom can be split into. Am căutat o formulă să vă spun ce este înțelepciunea, fraților. We try to gather up a formula in which you could put wisdom. Înțelepciunea este facultatea de a judeca. Wisdom is the faculty of judgment. De a aprecia obiectiv găsind soluții practice, de a ieși din orice situație. It's a practical way of finding solutions to problems. Înțelepciunea implică cunoașterea profundă a realității în care te găsești acum. It brings you into situation in which you find the practical ways to the situation that you go every day. Și ne ajută ca să vedem prezența, prezentul și perspectiva viitorului. Aceasta este înțelepciunea, fraților. And it also helps us to see the situations where we are presently and futurely. Pentru care ne pregătim ca să continuăm umblarea mai departe. And that prepares us to prepare our walk with the Lord forward in the future. Când nu avem înțelepciune, suntem dezbusolați, fraților. When we have no wisdom, we're lost in our way with the Lord. Când ajungi într-un oraș mare de aici din America, New York sau nu știu unde, dacă nu ai un GPS care să te conducă la adresa fixă. When you visit one of the big cities of America and you get into downtown in one of the parts of the city, if you don't have a GPS, you will easily get lost. Tu te pierzi, tu nu găsești destinația unde te-ai propus să ajungi. Your destination could be very hard to find. Înțelepciunea dacă lipsește, fraților, și cunoștința în locul unde te afli, if you're lacking wisdom, you will have difficulty finding your ways around. Tu nu știi nici unde te-ai pornit, nici unde vrei să ajungi, dragul meu. You will lose your final destination. You will even forget where you came from. E simplu teoria asta. It's a simple theory. De aceea Solomon, that's why great wise Solomon, în Proverbe, în Ecclesiastru, in Ecclesiastes, vorbește mult despre înțelepciune, fraților. Speaks a lot about wisdom. Aș vrea ca să vorbim despre tipurile acestea de înțelepciune. And we would like to talk about few types of wisdom tonight. Pentru că tinerii au nevoie și ei să înțeleagă care înțelepciune poate să-i ferească de căderile acestea ale păcatului. Because primarily the youth need wisdom from above that they will be protected in their walk with the Lord. Ce fel de înțelepciune l-a ajutat pe Iosif când a fost în casa lui Potifar să fugă de soția lui? We will ask what kind of wisdom guided Joseph in the Old Testament when he ran away from Potiphar's house. Care înțelepciune l-a ajutat pe Daniel și pe cei trei tovarăși, Mișac, Șadrac și Abidnego? What kind of wisdom guided Daniel back in the Old Testament times? Care înțelepciune l-a ajutat pe Daniel când a fost în groapa cu lei? What kind of wisdom did Daniel have when he was in the hole with the lions? A fost o înțelepciune, fraților, nu care se învață aici, pe scaunele acestea, în școlile acestea. Iubiți prieteni și tineri din seara aceasta. It was a wisdom that you don't acquire in schools and universities of today. Înțelepciunea naturală omenească este cea cu care ne naștem noi, fraților. Natural wisdom, it's the kind of wisdom that you're born with. Și este dobândită prin educație, prin învățare și prin studierea lucrurilor normale, care să știi să conduci o mașină, să fii un medic, să fii un bucătar, să fii așa mai departe. And you acquire this kind of wisdom by going to school, by learning how to drive a car, how to put things in practice. Aceasta este înțelepciunea aceasta naturală omenească cu care ne naștem noi. It's called a practical and normal wisdom that we are born with. Ceea ce lipsește la înțelepciunea aceasta este pentru că ea nu are frica și teama de Domnul. What it's lacking for this wisdom is that this wisdom lacks the fear of God. Aveți mulți prieteni, colegi de muncă, de business cu care faceți. And I'm sure everybody has a lot of friends that they work with in their businesses and everywhere they go. Știu să fac afaceri, știu să fac multe lucruri care vă mirați cum reușesc. And many of them surprise you by the way how they know to do business and relations with public. Ei au înțelepciunea aceasta pământească, firească, fraților. They have this wisdom that comes naturally when you're born.
Ceea ce le lipsește lor, le lipsește acea dumnezeiască din cuvântul acesta. What they don't have, many of them, it's the wisdom that comes from God. Și tocmai aceștia încearcă ca să schimbe morala aceasta creștină, că se poate să trăiască bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. And in these modern times, it's this kind of wisdom that comes and tries to put in practice that it's okay for a man to live with a man. Uitați-vă că oamenii aceștia influență în societatea de astăzi cu bani mulți. And it's the people of this modern society, people who have riches and great names. Încearcă să influențeze societatea de astăzi. They come and they try to influence the society of today. Și durerea mare este că au încercat și vor încerca să influențeze și biserica. And the great problem and pain is that they try to influence even the way things go inside the church. Dar avem o promisiune unde Dumnezeu Iisus a spus. But we also have a promise that comes from God in which he says, pentru că porțile locuinței morților nu vor birui biserica aceasta. And he says the gates of hell will not prevail against church. Învățătura aceasta din afară care este prin școli de hai înalte. This wicked teachings that are in schools and universities today. Nu vor putea ca să stingă focul acesta al dragostei de Iisus Hristos, fraților. Will not prevail into putting away the love between brothers and the church of Jesus Christ. Au încercat să ne pune un rând de mască, a doilea rând de mască. We were forced to wear one mask, then we were forced to wear two masks. Au încercat să ne pune o vaccină, 2, 3, 5, nu mai știu câte vor fi. They tried to make us take one vaccine or two vaccines or even three. Pentru că toate acestea vin din învățătura aceasta omenească, pământească, fraților. And all these come from this natural wisdom. A venit vremea când s-au dus măștile. And the time came when all the masks were gone. A rămas un pericol. And there was one danger left. Pentru biserică. For the church. Pentru mine. For us. Pentru copiii mei. For our children. Pentru cei care slujim aici la închinare. For us that we serve the Lord here inside the church. Să dăm masca fățărniciei jos. Aceasta a rămas încă să facem. We should take off the mask of not being honest towards each other and towards God. Asta e mai periculoasă decât cele care am fost impuși de atâta vreme, ani de zile, să le purtăm. This mask could be more dangerous than any other mask that we wore outside. Știți de ce? And the problem is, pentru că această fățărnicie este lipsită de înțelepciunea lui Dumnezeu. Because when we proceed like that on our ways with God, it's without the wisdom of God. Ea este plină de pismă, de ură și de ceartă, fraților. This is not true love of God. Este influențată de duhul acesta demonic care vom vorbi despre înțelepciunea drăcească. This kind of wisdom is influenced by a demonic spirit from hell. Am vrea ca să fim foarte atenți, dragi frați și surori, prieteni, oaspeți care ne ascultați la distanță. We would like to be very careful, us brothers here in church and everybody that listens to us through the internet. Care înțelepciune mă însoțește și te însoțește în prezent, dragul meu, tânăr, frate și soră? We would like to analyze ourselves and find out what kind of wisdom guides us on our path, on our daily path with God. Am vorbit aici despre înțelepciunea naturală omenească care ne naștem cu ea, fraților, până în prezent. The first type of wisdom we spoke was the first one was a natural wisdom type that you're born with. Vreau să vorbesc câteva cuvinte despre înțelepciunea supranaturală, adică dumnezeiască. And then we would like to follow up with the second type of wisdom, a wisdom type that comes from God. Ea este cuvântul de descoperire primit de la Dumnezeu pentru a pătrunde într-un anumit domeniu din lăuntrul nostru, fraților. And this type of wisdom is a revelation of God through the Word of God. Și în voia și în planul lui Dumnezeu, aceasta ne ajută ca să cunoaștem taina divină, fraților. And this works in the plan of God for our salvation. De aceea oamenii din afară nu primesc și nu au înțelepciunea aceasta duhovnicească, dumnezeiască. That's why the people that live outside the church,
They don't want to accept this wisdom. Pentru că înțelepciunea aceasta se descoperă Dumnezeu celor care au primit nașterea din nou mai întâi, fraților. Because this type of wisdom is given by God to those who are born again. Cei care au îndeplinit toate condițiile de a fi în rândul celor care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. It's for those who fulfilled all the requirements of God to be called children of God. Atunci când ne lipsește nașterea din nou, when in our life it's missing that key element which is called being born again, să nu ne mirăm că vedem frați și surori cu manieri din acelea din afară lumești. Don't be surprised when we'll see brothers and sisters who will behave like the outside people. Să nu ne mirăm de tinerii care umblă cu mâmblă. Do not be surprised about the youth who behave in a way in which they behave. Să nu ne mirăm de unii frați sau surori că se comportă în felul lumii. Do not be surprised if some elders of the church behave in a way that it's not appropriate for church. Pentru că înțelepciunea dumnezeiască duhovnicească, because the wisdom that comes from God, ne învață ca să o rupem cu ce? Teaches us to break away from, ca să rupem cu păgânătatea, to break away from sins, și cu poftele de unde? Cu pofta din afară, fraților. And with the pleasures that come from the outside. Înțelegeți că avem nevoie mare de înțelepciunea duhovnicească? So it should be a big priority for all of us to acquire this wisdom that comes from God. Înțelegeți voi, tineri, că stăruiți în învățătura aceasta la școală și vă felicit pentru că ați ales profesii ca să învățați. And it's also for the youth, and we congratulate the youth because they chose to participate and attend universities and schools. Pentru că e nevoie ca să cunoști, să fii, să ajungi să ai o specialitate bună în viață. Because it's necessary to follow through certain schools to acquire certain jobs. Dar să fiți atenți că înțelepciunea aceea din școlile publice vă va îndepărta de Dumnezeu, nu vă va apropia de Dumnezeu. But we also have to be aware that the kind of wisdom that you acquire in schools today and universities, it will push you away from God, not draw close to Him. Exact așa ca și cartea aceasta lui Dumnezeu te va îndepărta de păcat. Just as the word of God will push you away from committing sin in your life. Sau păcatul te va îndepărta de cartea aceasta, de cuvântul acesta, fraților. Or the other way around, when you commit sin in your life more and more, it will push you further away from the word of God. Când ne simțim că suntem tari și mari, că avem mari școli cu mari universități și grade înalte, when we acquire certain degrees in our lives and we think that we are full of wisdom, dar când le lipsește puterea aceea de a iubi și de a ierta, but when we're lacking the brotherly love in our life and we cannot forgive, înseamnă că noi suntem lipsiți de înțelepciunea aceea duhovnicească, fraților. That is a sure sign that we are lacking the wisdom that comes from God. Vreau să vorbesc despre înțelepciunea care am vorbit despre aceasta naturală, care este foarte clar înțeleasă de noi. So the first type of wisdom that we spoke about was the natural wisdom that we're born with. Și am vorbit că lipsește teama și frica de Domnul. And when you only have this kind of wisdom in your life, fear of God is lacking in your life. În 1 Corinteni capitolul 1 versetul 21, in 1 Corinthians verse 21 says, spune în felul următor, căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii a cui? A crucii, fraților. For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. Înseamnă că înțelepciunea aceasta dumnezeiască nu este descoperită într-acea pământească dacă nu stărui să o ai pe aceasta spirituală, fraților. And that reveals to us that the wisdom that comes from God, it doesn't come together with the wisdom that you acquire normally by being born. În Romani, în capitolul 1, versetul 21 și 23, citesc fugitiv, spune acolo, fiindcă măcar
că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, ci pentru că nu l-au proslăvit pe Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat, s-a fălit că sunt înțeleți și știți ce au făcut? Au înnebunit, așa ne spune cuvântul Domnului. Durere mare și au schimbat slava lui Dumnezeu nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și tăriitoare. Am citit cuvântul acesta. To save time, the word is up on the board in English. Aș vrea, fraților, ca să vorbesc foarte scurt despre înțelepciunea drăcească. And we would also like to talk about the type of wisdom that comes from hell. Pentru că Biblia ne spune despre ea, fraților. Because the Bible teaches us about it. Mult timp n-am înțeles care este înțelepciunea aceasta drăcească. And for many times we didn't understand where this wisdom comes from. Până a venit un moment când am văzut că oamenii care s-au dedat diavolului, until it came a time when we saw people who dedicate their lives to the devil, au început să fie insuflați de Duhul celui rău, and these people begin to be influenced by the spirit of the devil, și au început să facă cele mai oribile păcate, and they allow themselves to commit the worst sins in the Bible. Și marea mirare a fost a mea că ei au început să ne învețe pe noi pe undeva. And the greatest wonder that we had is how these people even attempt to teach us how to do the right way. Dar în spatele lor era învățătura aceea drăcească, fraților. But truth was behind them was the wisdom that comes from hell. Ne mirăm de horoscoape. And we wonder about horoscopes. Ne mirăm de cei care vrăjitori și tot felul de cititori în stele și în tot felul de prostiile acestea. And we wonder about people who read in stars, in the moon, and the sun. Aceștia sunt acei care sunt cu învățătura aceea drăcească, fraților și dragi tineri. These are the people who use the wisdom that comes from the devil to practice these things. Feriți-vă de oamenii aceștia, copiii dragi ai noștri, tineri dragi. And it's for all youth and everybody in church to stay away from these kind of people. Lăsați horoscopul la o parte că nu are nimic comun cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Vă spun sincer din lucrul acesta. To stay away from things like horoscopes and from people who read the future through stars and other things. E de mirare ce vă spun, dar sunt și astăzi unii care încă citesc prostiile acestea. Iertați-mă îndrăzneala că vă spun. And it's a wonder for a lot of us, but there are still people in church today who practice these things and they listen to these practices. Și cel mai dureros, ei spun că lucrează lucrul acesta în dreptul vieții lor. And the most painful thing is that they claim these things work in their lives. Și nu mă îndoiesc de ce nu lucrează. And we do not wonder why it doesn't work. Pentru că știu că este o putere demonică care influențează oamenii aceștia. Because there is a demonic power that influences these people. Și poate ca să săvârșească și unele lucrări să le pare că totul e ok. And they will produce certain things to make look things like they're okay. Fraților, aici mă opresc de încheiere. And we will draw close to the end in this message tonight. Mesajul a fost mai lung. The message was longer than that. Am vrut să vorbesc despre înțelepciunea aceasta care are frica de Dumnezeu, dar timpul a trecut. We wanted to talk about the wisdom that produces fear of God tonight, but the time is past. Aș vrea ca următoarea cuvânt, dacă Domnul ne ține în viață când va fi, aș vrea ca să continui cu mesajul acesta. And we will continue with that message in our next sermon. Pentru că am văzut că ne paște pericolul dacă pierdem înțelepciunea lui Dumnezeu. Because it's a great danger for our lives if we lose the wisdom that comes from God. Ni se pare că suntem mari și tari pe calea Domnului. Because it appears to us that we are big and strong with God. Dar când vedem că ne cupleșește fățărnicia, ipocrizia, neiertarea, neîmpăcarea, vedem că lipsește înțelepciunea aceasta dumnezeiască. But when things like hypocrisy and unforgiveness and things of this nature influence our lives, we can tell clearly that the wisdom of God is lacking in our lives. Până atunci, dragii mei, frați și sorori și voi tineri dragi. Until next sermon for everybody. Aș vrea ca să nu vă lăsați cuceriți de învățătura aceasta demonică. We should stay away from practices of the devil through his wisdom. Căutați ca să placeți Domnului. And try to be pleasant to the Lord.
Căutați ca să creșteți mai mult în cunoștința înțelepciunii lui Dumnezeu. To grow spiritual into the wisdom of God. Și Dumnezeu vă va binecuvânta pe voi și pe copiii voștri. And the Lord will bless us and our families and our children. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Be blessed.